să vă vină să credeți ce invitat regal avem alături de noi, ce prezență răvășitoare, ce apariție sofisticată, ce doamnelor și domnilor, Lady Monster! Bine ai venit la noi, Lady Monster! O mască pe care noi nu am văzut-o până acum. Este o mască nouă pe care acum o descoperim. Îmi place fundița. Da! Foarte mult. E vorba de cochetărie aparte. Da, și ca și mine, câteodată ies cornițe, vezi? Da! Hai să încercăm să ne dăm seama, dar pentru asta avem nevoie de indicii. Cine ar putea fi în spatele acestei măști? Am primit un mail cu indicii, o să vă ajut eu cu ele. Chica, cum adică ai primit un mail? Pe adresa mea. La Massinger? Da, pe adresa mea și rubel adantotv.ro. Ce ai primit tu? Chica a absolvit cursurile unuia dintre cele mai bune licee din București și se mândrește cu asta. Care ar fi? Sava? Nu. Lazăr? Are în comun cu șurubel chestia asta cu mândritul cu liceul. Stai puțin, că avem... Așa, tu ai terminat Lazăr. Eu am terminat Lazăr și vă zic cine a mai terminat Lazăr. Dana Rogoz. Și Dana Rogoz, dar și Andreea Esca. Dar stai puțin, dar de ce, ce crezi tu că doar liceul tău e cel mai bun? Adică... Poate fi Sava? Da, mă, dar nu știu pe nimeni care a terminat Sava. Pentru că ai fost în Lazăr. Da, la tine, dacă ai fi terminat liceul, ce liceu? Dinu Lipati. Din Șușani? Există din Lipati? Măi, am făcut liceul la București, uitați-vă la... Măi, dar voi nu știți nimeni despre în clasa asta să aici, măi, am pe la Dinu Lipati, măi. Deci, direct, părerea mea este ori Andreesca, ori Dana Rogoz. De ce? După acest indiciu? Dar vezi că știu și eu lucruri, nu știi doar tu. Înțeleg că se mândrește cu faptul că e părinte, dar în același timp spune că e cel mai greu lucru din lume. E foarte dificil să fii părinte. Se poate dar stați puțin să ne lămurim. Nu spune că este părinte. Poate tocmai de aia nu vrea să fie părinte, că îi se pare că e cel mai greu lucru. A, zice că cea mai grea misiune e aceea de a fi părinte. Deci asta ar putea să excludă ideea de a fi părinte. Păi, ci nu, din nu exterior zic bine. Să-i separă. Nu zic eu bine? Adică poate n-are copii și tocmai de aia nu face. Cum îți dai tu cu părerea despre cât de greu să fii părinte dacă nu ești? Păi eu, vezi. Eu zic că e. Vezi. Eu da, zic că e. S-ar putea chestia asta să te sperie și de aia să nu vrei să fii părinte. Păi zice, cea mai grea misiune îi pare aceea de a fi părinte. Și atunci zice, bă, mie nu-mi trebuie așa ceva. În același timp îi place să fie regină. Îi place să fie întotdeauna regină. E, vezi, deja o excludem pe Dana Rogoz. Că adică place pare... să fie regină? Da, nu e genul care să spună asta despre ea. Dar Andreesca, regina știrilor? Da, dar nu îi place să spună... Nu știu că îi place să spună asta despre ea, adică... Mă gândesc Andreea, că ceva... Dana! Ai legătura. Nu. Andreea, ai legătura. Știi ce mă, nu, știi ce mă gândesc? Că ar putea fi personaj modern, da? Că, evident, cu toții trebuie să-l cunoaștem. Mai shiny, mai preocupat de lucrurile astea strălucitoare, mai mai glam. Eu zic să judecăm un pic și după înălțime. Deci eu am cât am? 1,80 și... Mă scuzați. Nu e voie să te... Un pic aici, doar așa să mă apropii să... 1,85, da? Și Rubel. Versus... Toate femeile sunt mai scunde decât tine. Mulțumesc. O să iau asta ca pe un compliment. Aici vreau să ajung. Ca să amețim complet lucrurile, da. Eu cred că show-ul Massinger este total în stare să pună un băiat într-o mască de genul ăsta. Vom auzi cum cântă. Deci nu trebuie neapărat să fie fată. Și oricum, dacă te uiți la cum e încălțat, / încălțată, ar putea să fie băiat. Lady Monster. Eu știu, dar Lady Monster e masca, nu știu. El nu o să fie niciodată jură la Massinger. E ok, da, nu e bine. Aia s-a mai întâmplat surprize, adică... Nu, e clar o femeie. Practic este George Hagi sau regele... Da, la ce te referi? Regina fotbalului românesc, ce vrei să zici? Ai place să fie regină, da, de părere că... Eu am așa o propunere, dar mi-e și frică să spun. Lasă că mai bine ne uităm la emisiune și vedem exact. Sunt curioasă dacă și detectivii sunt în asentimentul meu. Dar cel mai bine ar fi să nu ratați mâine seară de la 21:30 o nouă ediție palpitantă din Massinger. Și eu să-mi dau seama dacă cumva ceea ce gândesc, gândesc și detectivii. Ar fi interesant de descoperit. Măi, monstrulică, măi, lady, cum ești tu? Eu sunt absolut convinsă că la tine la palat există o cameră dedicată bijuteriilor. Zim, da sau nu? Da sau nu? Așa.